Și acum vorbim despre un eveniment cosmic uimitor care are loc chiar în aceste momente, în timp ce vorbesc cu tine. Vorbesc despre o eclipsă de soare inelară. Eclipsa asta oferă spectacol pe cer locuitorilor din unele părți ale Statelor Unite, Mexic, America de Sud și America Centrală, însă e parțial vizibilă și din România. Discut mai multe despre acest fenomen cu Adrian Șonca, astronom la Observatorul Astronomic din București. Bun găsit! Bună seara! Urmăriți împreună cu noi, eu urmăresc aici în paralel, imediat vom vedea și pe ecran, practic eclipsa, începe formarea eclipsei de inelară, ca să zic așa, și vreau să vă rog să ne explicați de ce se numește, cum se produce inelul de foc. Sigur, acum noi fiecare vedem eclipsa asta de la de acasă, fiecare o vede de acasă, eu de la birou, pentru că o vedem în transmisie directă pe internet. Eclipsa nu se vede deloc din România, se produce după ce soarele apune și oricum din România nu ne aflăm aliniați bine cu luna și cu soarele. Și practic avem o eclipsă normală când luna trece peste soare, dar în momentul acela de maxim când se suprapun discurile lunii și al soarelui, luna e mai mică decât soarele, pare mai mică decât soarele puțin și rămâne în jurul ei așa niște lumină care este soarele și se spune inelul de foc, mă rog, asta e o poreclă, pentru că se vede cercul acela luminos al soarelui. Deci nu putem să spunem că o să se facă noapte în timpul zilei, cu toate că o să scadă foarte, foarte mult luminozitatea ambientală atunci când este maximul. Dar nu este soarele acoperit complet de către lună. Și de asta se spune inelară, pentru că se vede un inel. Oricum, maximul eclipsei vine pe la ora 21, în jurul ei 21, depinde foarte mult de te afli pe glob, dar cam atunci, în jurul ei 21 în principiu, de unde se vede cel mai bine. Și atunci e noapte la noi, deci nu se poate vedea din România. Am înțeles. Dar înțeleg totuși că peste o lună avem și noi eclipsă vizibilă din țară, nu? Noi o să avem o eclipsă de lună, o eclipsă parțială de lună vizibilă pe 28 octombrie. Dar nu de soare, ci de lună. Următoarea eclipsă de soare vizibilă din țara noastră o să fie în 2027, pe 2 august. Deci mă mai sunați atunci dacă e. Ne mulțumim și cu eclipsa de lună, nu e o problemă. La fel de spectaculos, nu? Cea de lună o să fie frumoasă, mai ales că este sâmbătă spre duminică, atunci când toată lumea are timp să stea câteva ore cu ochii pe cer, practic de la ora 20 trebuie să te uiți la lună și vei vedea până la ora 2 dimineața toată eclipsa, pe 28 octombrie. Sună minunat, deci mai avem câteva ore de așteptat până se face acest inel, nu? Pe care vedem încet pe ecran. Sigur, nu știu unde vă uitați voi, eu mă uit pe YouTube la cineva. Ne care uităm are la NASA, ne uităm la toate transmisiile live. Nu doar NASA știe să găsească soarele pe cer, deci sunt și oameni care fac transmisii direct, ci vedem cum vedem soarele și vedem cum lipsește o parte din el. De fapt, acolo este discul lunii care acoperă încet, încet discul soarelui. Și știți că la noi aici, pe Pământ, se întâmplă ceva ce nu se mai întâmplă nicăieri în sistemul solar. Luna este de 400 de ori mai mică decât Soarele, dar este de 400 de ori mai apropiată de noi decât Soarele și atunci discurile lor sunt perfecte. Și Pământul este singura planetă de pe care se poate vedea un asemenea fenomen. Ne simțim norocoși, mai ales că nu-l vedem acum, dar vedem altă dată eclipse, deci e destul de interesant. Ne simțim norocoși în primul rând că avem acest pământ pe care putem să locuim, să avem și grijă de el de acum înainte. Mulțumesc tare mult pentru discuție. Plăcere!